Daniela Prăduț, sunt PR manager la LG Electronics în headquarter, la divizia de televizoare, mă rog, cunoscută sub denumirea de Home Entertainment. Și mă ocup cu public relations pentru toate subsidiarele LG. Daniela, suntem în Corea, în Seul. Cum ai ajuns tu aici? Dacă poți să ne spui într-o variantă scurtă povestea ta din T0 în T1. E o poveste foarte lungă, dar pentru că trebuie să o fac cât mai scurtă. Am să mă rezum la ultimul an și jumătate, să zicem. Deci prima dată când am ajuns în Corea a fost în 2011. N-am venit cu o detașare pentru un an de zile la o altă divizie, la divizia de marketing digital, venind de pe o poziție similară de la subsidiara din România, unde am lucrat 6 ani, atât ca PR manager cât și ca digital marketing manager. A fost o oportunitate pe care o așteptam cumva, dar care a venit pe neașteptate. Așa se întâmplă câteodată în viață, am acceptat-o. Am venit aici, după un an de zile mi s-a propus un alt contract direct cu headquarter-ul LG Electronics de aici din Seul, unde și filmăm astăzi, pe care l-am acceptat iarăși după o perioadă de gândire, pentru că nu este ușor să pleci așa de departe de acasă și într-o companie în care nu sunt foarte mulți străini prezenți, sau cel puțin nu în divizia unde lucrez eu. Am luat decizia aceasta și anul trecut, în decembrie, m-am reîntors pentru un contract pe termen nedeterminat, fiind de altfel și primul non-corean care a obținut un astfel de contract. Tu când erai mică, ce vrei să te faci când o să fii mare? Eu când eram mică, mă întorc în anii 80, când, mă rog, era perioada copilăriei, ca să zic așa, a trecut deja destul de mult timp. Anii 80 au însemnat sfârșitul comunismului și au însemnat posibilitatea să am acces la informații la sfârșitul anilor 80, când deja se terminează această perioadă, la informații puțin accesibile înainte. Deci am avut cumva o șansă istorică să aflu informații despre această zonă de lume. M-a pasionat, nu știu dacă a fost un motiv, nu, adică nu am un motiv foarte obiectiv, logic, pe care să-l explic. Am fost pasionată de această zonă a lumii, iar perioada aceea istorică a fost, m-a ajutat să obțin informații din cărți, din jurnalele de călătorie ale românilor care au fost în Japonia. Japonia era atracția maximă a Orientului depărtat în perioada respectivă și cred că a rămas și acum pentru mulți dintre români. Și așa, încet, încet am început să studiez despre cultura Japoniei, limba japoneză. Am început încă din școala generală, liceu, am făcut 4 ani de pregătire și cumva s-a întâmplat o turnură, așa se întâmplă, fără să prevezi, fără să-ți calculezi, că am ajuns la Corea. Corea era o necunoscută pe vremea respectivă, nu exista nici măcar o secție de coreană în România, nu se preda, nu exista niciun material informativ, poate despre Corea de Nord, dar niciun card despre Corea de Sud. Cu Corea de Sud aveam relații diplomatice de-abia din anul 90, deci atunci s-a înființat și ambasada Coreei în România. Deci cu atât mai puțin era greu de obținut informații. Și am fost atrasă de Corea pentru că era tocmai o necunoscută, care m-a ambiționat să aflu eu, să fiu prima care află mai multe informații despre zona aceasta. Și am făcut în paralel și Japonia și Corea. Cât de greu ți-a fost să ajungi până aici? A fost un drum foarte lung. A fost un drum foarte lung. În urmă, chiar cu câțiva ani, 5-6 ani, nu așteptam să ajung până la nivelul acesta. Nici din punct de vedere al jobului în care sunt, nici al, să zic, al experienței personale. Pentru că acum nu este singurul job pe care l-am. Mai am un job la Asociația Interculturală Română-Coreană, pe care am înființat-o acum 4 ani în România, și activitățile pe care le-am început acolo cu pași mici
Au avut succes. Tot mai mulți oameni au fost interesați. Iarăși un moment istoric potrivit, pentru că și televiziunea națională a început să difuzeze seriale coreene, care au avut audiențe foarte mari la nivel național și așa s-a creat o comunitate care a putut să beneficieze cumva de informațiile pe care le cumulasem cu ani în urmă. Dacă ar fi să dai 3 sfaturi pentru cei care vor să evolueze personal, indiferent de vârstă, dar să zicem în special pentru tine, cam care ar fi acele 3 sfaturi? Pentru mine, pentru că aș vrea totuși să pornesc de la exemplul meu, altfel nu se validează sfatul, este important să își urmeze visul pe care îl are. Să nu renunțe dacă au un vis și dacă au avut abilitatea să ajungă până într-un anumit punct al drumului, să-și cultive cumva și voința să ducă la capăt călătoria pe care au plecat. Alte două, nu știu, cred că fiecare ar trebui să-și extragă niște concluzii personale din ceea ce am spus mai devreme și să le aplice fiecare la situația personală. Ok. Daniela, mulțumim mult de tot. Pentru puțin.